Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități care prin creativitate, muncă și curaj au dus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe Ion Andreescu, pictorul care a orientat definitiv arta românească. Născut într-o familie înstărită din București anului 1850, Ion Andreescu a avut o copilărie fără griji, alături de cei 6 frați. Datorită tatălui, proprietar de han în Mahalaua Staicului, a beneficiat de educație fiind înscris la pensionul particular al lui Andreas Apostolas, urmând apoi gimnaziul Lazar și colegiul Sfântul Sava. În 1869, la îndemnul profesorului de desen C.I. Stăncescu, Andreescu se înscrie la recent înființata Școală de Bele Arte, urmând apoi cursurile Școlii de Arte din București, condusă de Teodor Aman. Din păcate, 3 ani mai târziu este nevoit să muncească pentru a se întreține. Tatăl lui, bolnav, nu se mai putea ocupa de afacerea familiei, a cărei situație financiară devenise precară. Andreescu ocupă funcția de profesor la Seminarul Episcopal din Buzău, dar visează să studieze pictura la Paris și Barbizon. Ion Andreescu, alături de Nicolae Grigorescu, a fost unul dintre membrii fondatori ai picturii românești moderne. Lui se datorează încercarea de a crea un curent specific românesc. Spre deosebire de Nicolae Grigorescu, a fost un autodidact, a frecventat școala de la Barbizon împreună cu Nicolae Grigorescu, dar nu i s-a acordat în istoria artelor locul cuvenit. Începând cu 1970, lui Radu Bogdan îi dator reconsiderarea acestui pictor și locul pe care îl ocupă în momentul actual în pictura românească modernă. Orășelul de provincie îi oferă peisaje pe care le surprinde în tablouri precum Stejarul, Stâncii Mesteceni și Pădure de Fagi. Acestea, împreună cu portretele și naturile statice din acea perioadă, îi aduc recunoaștere în rândul artiștilor, dar și al colecționarilor din acea vreme. Într-o convorbire cu Barbu de la Vrancea, pictorul G. de Mirea afirma despre peisajele de început. Andreescu în peisaj a început cu ceea ce alți artiști abia pot uneori să sfârșească. În 1878, cu banii adunați din vânzarea de tablouri și cu salariul luat pe 3 luni în avans, ajunge în sfârșit la Paris. La scurt timp, este admis la Salonul Oficial, unde expune 2 tablouri alături de nume consacrate ale picturii impresioniste franceze, Claude Monet, Auguste Renoir sau Édouard Manet. Se înscrie la Academia Julian, dar refuză alinierea la creația de atelier, așa încât pleacă la Barbizon, încă tunde la marginea pădurii Fontainebleau, loc de refugiu pentru artiștii care preferau pictura după natură, în aer liber. La Barbizon are loc întâlnirea legendară cu Nicolae Grigorescu. În vara anului 1880, Andreescu îl întâlnește pe cel care îi influențase creația și care avea să declare: Andreescu e cel mai mare artist pe care l-a avut țara. Dacă ar fi trăit, ar fi devenit negreșit marele nostru artist național. Ca un om omagiu adus mai tânărului său coleg, Grigorescu îl pictează pe Andreescu în pădurea de la Fontainebleau, în costum de lucru, înconjurat de o bogată vegetație de vară. După numai 3 ani de ședere în Franța, starea precară de sănătate îl determină să se întoarcă în țară. 1881 este anul în care expune pentru ultima dată la București, printre creații numărându-se Alea de Fagi, Rozele Roșii și Bucureștiul Văzut Noaptea. Ion Andreescu moare răpus de tuberculoză la 22 octombrie 1882, la doar 32 de ani. A lăsat în urmă o creație care stă sub semnul naturii, al pădurilor și al marginilor de sat, întreaga operă reflectându-i firea visătoare. Tablourile lui Ion Andreescu pot fi admirate la Muzeul Național de Artă și la Muzeul Zambaccean din București. Astăzi vi l-am prezentat pe Ion Andreescu în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromania.ro. Mâine, Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.